Bună seara, vă spunem din nou, la, așa cum am pomenit puțin mai devreme, la încheierea evenimentului precedent, la deschiderea celui de-al doilea eveniment, la standul editurii Herald, astăzi în a doua zi de târg, la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Evenimentul pe care îl deschidem acum l-am intitulat Masonerie mistică și marile misterii ale antichității. Cumva acest titlu parafrazează subtitlul cărții despre care noi vom vorbi, carte și evenimentul pe care îl facem este prilejuit de lansarea acestei cărți în colecția Arta Regală. Este vorba despre simbolismul francmasoneriei de Jirac Dewey Pack. Invitații noștri din această după-amiază, domnul Vasile Zecheru, doctor în economie, cadru universitar, coordonatorul colecției Artă Regală și ne va povesti în câteva secunde pe scurt despre această colecție, cât este ea de importantă în zona aceasta a francmasoneriei. De asemenea, domnul Valentin Urzicianu, membru în loja masonică britanică, cavaler al Ordinului Masonic Român, domnul Ovidiu Voinea, stânga mea, jurist, pasionat de ezoterism, cabala, autor a numeroase articole în domeniul ezoteric. Domnule Vasile Zecheru, de ce este importantă această colecție Arta Regală pe care o coordonați la editura Herald? Adună toate cărțile semnificative în această materie. Autorii care au fost publicați până acum, în paranteză fie spus, aceasta este cea de-a 8-a carte apărută în această colecție. Autorii, spuneam, sunt importanți în formarea noastră a celor care încercăm să găsim adevărul, calea și mergând pe această potecă îngustă a inițierii. O să-i amintesc aici pe cei 6 autori, pentru că 2 dintre ei au cărțile repetate, au câte 2 cărți apărute deja. Primul, cel care deschide seria, este René Guénon, o somitate în materie, un autor francez care pune ordine în acest domeniu. Încet, încet, lumea se raportează din ce în ce mai mult la cărțile lui, mai ales după ce a trecut în postumitate, i s-au recunoscut meritele. Nu numai francmasonii citesc cărțile lui René Guénon, ci deopotrivă și teologii. Găsesc acolo multe nuanțări și multe explicații pe care teologia încă nu le-a scos la iveală. După aceea o să amintesc așa la întâmplare pe Albert Pike, cel care a fost la sfârșitul secolului trecut suveran mare comandor al ritului scoțian antic și a acceptat cel mai important asemenea corpus masonic existent în lume astăzi. Albert McKay, un istoric și un enciclopedist în materie de spiritualitate masonică. Oswald Wirth urmează, da, o să fie un autor important și el, cu trilogia lui, cărțile ucenicului Calfei și maestrului. Sperăm că până la începutul anului 2020, ca să folosesc așa o sintagmă care a intrat în folclor, va apărea și această carte. Masoneria, pe înțelesul adepților ei, se numește. În sfârșit, ce să mai lungesc lista, toți acești autori sunt pe stand aici cu cărțile lor, le puteți vedea și le puteți răsfoi, vă puteți inspira din lucrările lor. Colecția a apărut dintr-un entuziasm. Mă veți întreba, poate, sau se gândește cineva să pună întrebarea de ce se numește Arta Regală, ce are masoneria cu regalitatea. Misiunea masonerii
așa, scopul existenței sale acesta ar fi să producă o elevare spirituală la clasa conducătoare, generic vorbind, regalitatea. Că masoneria face mai mult sau mai puțin în această materie, asta rămâne să apreciați dumneavoastră. Oricum, masoneria este legată aproape fără niciun fel de speranță de acest scop. Dacă lăsăm în părăsire acest scop, atunci pur și simplu nu ne îndeplinim misiunea pe care o avem. Mă opresc aici pentru început și sper să mai îndați cuvântul. Cu siguranță, mulțumim domnului Vasile Zecheru. Domnule Ovidiu Voinea, cine a fost Girard Dewey Bach și prin ce se distinge el ca autor de carte masonică? Vă mulțumesc, bună seara, Rundes. În primul rând aș începe cu niște mulțumiri pe care aș vrea să le adresez editurii Herald, coordonatorului colecției Arta Regală. În primul rând, faceți un lucru extraordinar. Aduceți în lumina tiparului lucrări pe care, într-un fel sau altul, ar trebui ca toți cei care sunt pasionați de această tipologie să le aibă în bibliotecă. Lucrul pe care până acum, la care până acum nu am avut acces. Acum, revenind la autorul, la G.D. Beck, vă pot spune că avem în față un autor complex, este o personalitate marcantă și este interesant că a fost o personalitate nu numai în domeniul francmasoneriei, ci în mai multe domenii. A fost medic, profesor, a ajuns pentru o perioadă de timp decan al Facultății de Medicină, ceea ce astăzi se numește Ohio University din Statele Unite. Avem un membru al societății teozofice, da? Și nu în ultimul rând, așa cum v-am spus, un mason, un francmason de marcă. A fost membru al Supremului Consiliu al Jurisdicției de Nord, da? A primit lumina în anul 1864, da? Este un lucru foarte interesant tot ce i s-a întâmplat lui Bach, și faptul că a fost inițiat în masonerie și faptul că s-a apucat de medicină i se datorează în principal propriilor trăiri, propriilor experiențe, și o să vă dau câteva exemple. Deci s-a apucat de medicină pentru că era un tip foarte, foarte bolnav. S-a înrolat în război în armata unionistă, a fost refuzat, a fost lăsat la vatră pe motive medicale și de aici, în fine, marea lui pasiune pentru medicină și a vrut să transmită mai departe acest lucru. În anul în care a absolvit colegiul medical în specializarea homeopatie, a devenit și francmason în 1864. Ulterior a început să crească în această ierarhie, v-a spus, în 1910, primind gradul 33 în ritul scoțian, a fost și acceptat. Este autor de numeroase lucrări pe mai multe domenii medical, iar spre sfârșitul vieții a scris destul de mult în partea asta care ține de psihologie. A avut o contribuție marcantă, după care aș aminti câteva lucrări importante, între care și cartea pe care o lansați astăzi, Simbolismul francmasoniei, dar a scris cărți care sunt relaționate cu societatea teozofică, da? Și aș aminti aici Natura și scopul teozofiei, aceasta ar fi o lucrare. Celsus de Browning și alte eseuri, o altă lucrare foarte bună, Studiu asupra omului și calea spre sănătate, o lucrare care este la limita sau la conferința între medicină și studiu ezoteric, cartea despre care vorbim, care a apărut în 1897, Geniul francmasoneriei și cruciada secolului 20, care apare în 1907,
și psihologie constructivă sau construirea caracterului prin efort personal. Această carte este scrisă spre sfârșitul vieții, atunci când începe să aibă preocupări în sfera psihologiei, dincolo de partea asta medicală, de ceea ce l-a consacrat pe el, medic homeopat. A scris foarte mult și în special bazându-se pe niște corespondențe pe care le avea atât în domeniul medical cât și în domeniul teozofiei, corespondențe pe care le-a avut cu Elena Blavatsky, una din fondatoarele sau fondator al societății teozofice, iar în domeniul franc-masoneriei a scris ca urmare a unor corespondențe pe care le-a avut și a unor influențe generate de Albert Pike și de McKay. Și cam asta despre această complexă personalitate, despre lucrare o să încercăm să vedem. Sigur că da. Domnule Valentin Urziceanu, cât de pornind de la remarcile făcute puțin mai devreme de domnul Vasile Zecheru, amintind cărțile din colecția Arta Regală, cărțile de franc-masonerie, cât de actuală este masoneria azi? Și în egale măsuri, cât actuală este cartea lui Bach, Simbolismul francmasoneriei? În primul rând, aș vrea să mulțumesc editurii Hal, pentru că ea face un proiect extrem de important. Pentru cei interesați de acest editura, publică o serie de cărți fundamentale, ceea ce este esențial pentru cineva care vrea să învețe ceva despre subiect. E important să începi cu niște cărți fundamentale a unor autori consacrați și pentru cei care vor să aprofundeze subiectul, mai ales pentru cei care, să zicem, au acest subiect sau în orice alt subiect, este cazul când ai un blocaj, întotdeauna trebuie să te întorci la fundament pentru a încerca să depășești acest blocaj. Iar toate aceste cărți reprezintă într-adevăr fundamentul, sau mă rog, o parte din fundamentul masoneriei. Noi vorbim, folosim acest cuvânt masonerie sau tramasonerie, dar nu este un fenomen unitar. Eu am avut șansa de a călători foarte mult, a participa la ținute și întruniri, conferințe masonice, și unde te duci, vezi o altă formă a masoneriei. Sigur că dacă mergi în Norvegia, nu o să fie același lucru cu partea practică din România. Dacă mergi în Chile, nu va asemăna deloc cu ce o să vezi în Anglia. Sunt lucruri care seamănă, sunt lucruri care esențele lor sunt diferite. Modul lor de abordare asupra lumii, modul în care ei se raportează la societate sunt diferite. Noi percepem printr-un singur cuvânt masoneria, dar nu este atât de simplu. Și pot să dau un exemplu, să zicem pragmatic, din nefericire sau poate din fericire, sunt un pic pragmatic. Unul din simbolurile fundamentale în masonerie este ciocanul. Noi folosim cuvântul ciocan așa cum îl folosesc și englezii sau cum îl folosesc și italienii. În realitate sunt obiecte diferite. Și ca să vă dau un alt exemplu, simbolul de aici, de pe copertă, este unul din cele foarte puține simboluri ale francmasoneriei. Cerul și compasul puse împreună. Noi folosim cuvântul compas. În românește însă compasul este un alt instrument, nu este cel care îl vedeți aici. Și în engleza modernă se folosește cuvântul compas, dar nu este instrumentul ăsta. Asta este un instrument care se cheamă divider. Este un instrument folosit în navigație ca să măsoare distanța între lucruri. Arată un anumit lucru. El nu e făcut să traseze cercuri. Sau în mod extrem e făcut să traseze cercuri. Și atunci, sigur, revenind la întrebarea dumneavoastră cât de actuală este, un fenomen atât de complex și de amplu care de sute de ani a supraviețuit, sigur nu poate fi decât actual. Cât de actuală este cartea? Din multe puncte de vedere este extrem de actuală. Vederile autorului în ceea ce privește psihologia și chiar și sociologia sunt extrem de la curent și probabil toți cei care vor citi capitolele referitoare la sociologie o să recunoașteți lucruri care se întâmplă astăzi, deși el a scris acum foarte mult timp.
Dacă vom citi capitolele în care vorbește despre fizică, nu. Nu. Dacă vom citi lucruri despre simbolismul franc-masoneriei, în doar 11 pagini, autorul ne prezintă material de studiu pentru ani de zile. Întrebarea care se pune nu este cât de actuală este cartea, este actuală, ci câtă lume astăzi se margă pe care autorul o propune. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnul Valentin Urzicianu. Domnule Vasile Zecheru, și pentru că tot s-a amintit puțin mai devreme despre teozofie, despre teozofism, spuneți-ne și câteva cuvinte despre acest fenomen care a marcat societatea occidentală la finele secolului XIX și începutul secolului XX și poate și legăturile cu doamna Blavatsky. Conexiunea cu teozofia o face Bach, autorul, în simpla lui existență. Așa cum s-a amintit, de fapt, el era membru în societatea teozofică, un membru important acolo, era Mahatma, avea un titlu cu rezonanță indiană, Mahatma înseamnă suflet mare. Completez un pic ce s-a spus despre autor. El era un om entuziast, pasional. Tot ce a făcut în viața lui a făcut din convingeri profunde, cum s-a spus, și medicina, și masoneria, și teozofia. Pur și simplu el a intrat în aceste domenii cu arme și bagaje și n-a mai ieșit de acolo. A fost un om stabil, emoțional și caracter frumos. Era un medic renumit, aducea speranță, o mângâiere, știa să găsească remedii pe cale intuitivă, nu numai cu instrumentele științifice. Era un om complex, un american bun, un cetățean extraordinar, din tot ce am citit eu despre el. În sfârșit a intrat în teozofie. Teozofia, mult mai târziu, în 1921, apare o carte fundamentală care desființează acest fenomen. Este considerat, pe scurt, așa, în cuvinte puține, un fel de cancer, așa, în domeniul spiritualității. Un fenomen pseudo-inițiatic și antitradițional. Cel care scrie această carte, intitulată Teozofismul o pseudo-religie, este nimeni altul decât René Guénon, este o carte științifică, dar care este spusă într-un limbaj foarte colocvial, de înțeles, toată lumea își dă seama despre ce vorbește acolo René Guénon. De aceea profite întâlnirea cu editura Herald și fac această recomandare, această carte, trebuie pusă pe lista de priorități în ceea ce privește aducerea ei în cultura și spiritualitatea românească. Este o carte din care cu toții, acum, în anul 2020, avem de învățat. Pentru că și în prezent sunt contemporani ai noștri care rătăcesc. Sunt teozof, scriu cărți despre teozofie, este de 100 de ani pus la insectar acest fenomen și totuși noi continuăm să rămânem captivi în această logică. Teozofia este un lucru, să facem distinția între teozofie și teozofism. Teozofia este o doctrină respectabilă, venerabilă în Europa. Gândiți-vă, Iacob Böhme a fost teozof, Swedenborg a fost teozof și alții și alții. Teozofia este o doctrină, adică spus așa din dicționar, o colecție de principii, de reguli, de canoane, de convingeri, interpretări, sunt adunate acolo și în funcție de asta ne ducem și noi viața, în funcție de acest miez ezoteric, metafizic. Teozofismul, în schimb, este ceea ce s-a construit în jurul acelei societăți, societatea teozofică înființată în 1875 de către Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, Blavatskaya de fapt, era rusoaică, numele este
de acolo, împreună cu un francmason, nu se putea să lipsească, Olcott, un colonel din Statele Unite, și cei doi împreună au înființat această societate. Societatea a fost o organizație foarte puternică la vremea ei. Gândiți-vă la un singur lucru, că avea peste 100.000 de adepți, oameni care plăteau cotizația lună de lună acolo, 100.000 de oameni din toată lumea. Sau erau acești 100.000 erau oameni foarte importanți, savanți, prelați, oameni politici, mari artiști, oameni de afaceri. Toți aceștia erau teozofi la vremea respectivă. Teozofia, ca doctrină, a umplut un gol în Occident. Toată lumea ceva spiritualicește, încercăm să ne depășim condiția. Și la 1875, când s-a înființat societatea teozofică, tot așa căutau oamenii. Și oamenii din New Age tot așa caută. Acest fenomen extraordinar, pe care îmi joacă așa la emisiunea aceea unde am prezentat cartea împreună, i-am spus vârtejul teozofic, este totuși mic copil față de ce se întâmplă în anii 70 în Occident. Vorbește despre acest uragan, despre această explozie ocultă, vorbește Mircea Eliade într-o carte apărută la noi, nu vreau să-i fac concurență, că este de la o editură concurentă, dar Mircea Eliade rămâne un autor și un nume de referință în materie. El ne spune că în anii 70 în Occident a fost o explozie de ocultism. Cam acestea sunt lucrurile despre teozofie și teodofism. Despre doamna Blavatsky vă voi spune câteva cuvinte ca să ne facem o părere. Doamna Blavatsky este, în primul rând, o aventurieră. Cam pe la 17-18 ani părăsește Rusia ei natală, Ecaterinburg, acolo s-a născut, și pleacă în lume. Egipt, Canada, Statele Unite, India, se stabilește în final la Londra. Este un om bolnav. Sunt consemnate bolile de care suferea. Dar vă voi spune un episod ca să reducem la esență toată discuția din seara asta. În 1889 o instituție de cercetări psihologice din Londra, cea mai importantă la vremea respectivă, a primit comandă să facă un studiu despre acest personaj, să-l radiografieze. Și, sigur, toată această lucrare, toată această analiză s-a încheiat cu un raport. Acel raport a fost publicat. Raportul o desfințează pe doamna Blavatsky. Vorbește despre ea ca despre o prestidigitatoare, un om slab, o șarlatană. Aceasta era doamna Blavatsky. Din acest moment, doamna Blavatsky nu prea a mai ieșit în lume și peste 2 ani a decedat. Asta nu înseamnă că teozofismul a murit. Teozofismul a mers mai departe. Este importantă doamna Blavatsky totuși pentru că a scos niște cărți. Și am găsit chiar astăzi, căutând în continuare, îmi pare rău că n-am scris acolo, n-am făcut referire la acest lucru, impostura care luminează. Așa este categorisită doamna Blavatsky. O impostoare care luminează. Pe scurt, spus așa, explicat, chiar și întunericul propovăduit în această materie a spiritualității este ca o sămânță care la un moment dat poate să rodească. Teozofismul a rodit. Unul din vlăstarele teozofismului este Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi a condus mișcarea de eliberare a Indiei, de ieșire din sistemul colonial englezesc. Este considerat erou al poporului indian. Teozof, mă opresc. Că tot se împlinesc 150 de ani anul acesta, în octombrie, de la nașterea lui Mahatma Gandhi.
Domnule Valentin Urzicianu, care este în opinia dumneavoastră esența doctrinei masonice? Pot să mă leg două secunde de Mahatma Gandhi, pentru că e relevant pentru întrebarea dumneavoastră. Mahatma Gandhi, depinde pe ce indian întrebați, ce reprezintă el pentru istoria Indiei, și s-ar putea să aveți o plajă atât de mare de opinii, încât să reconsiderați felul în care noi îl definim. Același lucru e valabil și pentru franc-masonerie. Esența franc-masoneriei trebuie să o găsească fiecare. Ea este, deși atât de clar, e o căutare pe care o faci singur, e adevărat că o faci împreună cu alți oameni, pentru că nu există masonerie fără ritual și ritualul nu poți să-l practici singur. Dar esența o vei găsi doar tu. Iar autorul explică foarte clar aceste lucruri. Nu este un curs. Masoneria nu este un curs, nu este un do it yourself, nu este un tutorial pe YouTube, este o căutare pe care trebuie să o întreprind singur și care, revenind la întrebarea cât de actuală este, nu e ceva care se poate face repede. Nu există un secret, nu există, îți pun la ureche cuvântul magic și din secunda asta tu ești un maestru. E un proces îndelungat, dar din păcate sunt cuvinte pe care le folosim și înțelegem lucruri foarte diferite. Oamenii sunt inițiați și nu înțeleg că inițierea asta este ca și cum ai inițiat, ai pornit motorul și își imaginează că deja au ajuns la destinație, fără să mai parcurgă cal. Ori, până la urmă, esența franc-masoneriei e un secret, va trebui să-l descopere fiecare. Mulțumim, domnule Valentin Urzicianu. Domnule Ovidiu Voinea, care este relevanța pentru cititorii pasionați de acest domeniu, de franc-masonerie, care este relevanța acestei cărți? De ce este ea utilă și de ce ați recomanda-o? În primul rând, este evident că e o carte utilă, este un must-have a bibliotecii unui franc-mason, unui om care este căutător al adevărului. În primul rând, a apărut într-o perioadă în care nu exista Google, nu exista internetul, nu existau sursele acestea deschise. Tot ceea ce apare în această lucrare este dintr-o informare directă, o trăire, este practic experiența autorului și a ceea ce acesta gândește în raport cu fenomenul franc-masonic. De aceea este cu mult mai valoroasă și pentru a vedea și a avea o imagine a acestei lucrări, aș vrea să vă spun că la momentul apariției, în 1897, cărțile se publicau pe bază de subscripție, iar Morala și Dogma lui Albert Pike a avut o subscripție de 150 de lucrări, adică oameni care s-au anunțat că vor cumpăra lucrarea înainte ca aceasta să fie publicată, precomenzi, exact, iar această lucrare a avut 600 de subscripții, adică un lucru extraordinar. Din punctul ăsta de vedere am putea spune că este de 4 ori mai valoroasă decât cartea lui Albert Pike. Este evident că nu este așa, dar este o carte valoroasă, este o carte care nu trebuie să lipsească și găsim nenumărate domnul Urzicianu nu este de acord cu mine și sunt absolut, nici eu nu sunt de acord cu mine, am o părere, dar nu sunt de acord cu ea. Asta a fost o glumă. Vreau să vă spun că este valoroasă însăși prin faptul că încearcă să ne transmită o cunoaștere autentică. Este o frântură de cunoaștere autentică, este o fațetă a unui diamant pe care noi îl numim cunoașterea primordială. Și ușor, ușor acest diamant ajunge să fie cunoscut de noi. Cam asta. Deci este o... Da, mai vreau... Pike este greu de urmărit. Pike este dos, este universal, este enciclopedic și totodată greu de urmărit. Pike este mult mai ușor de urmărit și aici este și partea bună în pragmatism, dacă vrem să fim. Sunt doar 11 pagini, el îți prezintă începutul în simbolism, într-o ordine logică.
logică și asta este foarte important, îți deschide apetitul, e ca și cum îți arată cât de frumoasă poate fi lumea văzută pe această cale, cât de complexă este, dar după aia te lasă pe tine să mergi mai departe. Intensitatea și densitatea de simboluri și de, de logica lor este aici, este foarte mare și aici este și farmecul și riscul acestei cărți. Bach este un autor, din punctul meu de vedere, care nu face, este într-un anturaj și select, nu face decât să traducă pentru marea masă un limbaj criptic, un limbaj bine, să spunem, încriptat, pe care l-au ceilalți autori, face acest limbaj accesibil tuturor, iar asta îl face pe Bach unic. Alături de Gurdjieff, eu știu, și chiar Elena Blavatsky, care a luat o parte din cunoașterea și din ezoterismul oriental și l-a făcut accesibil, așa cum s-a spus, nu foarte ortodox, dar asta este altă discuție. Masoneria nu predică o nouă religie, ci doar reiterează noua poruncă vestită de Iisus, care a fost vestită și de toți marii reformatori religioși, încă de la începuturile istoriei. Masoneria, în toată puritatea ei, derivată din vechea cabală iudaică, ca parte a marii religii universale a înțelepciunii din antichitatea cea mai îndepărtată, simbolizează perfect fraternitatea absolută și universală a omului, în toate timpurile și în toate epocile. A creștina masoneria sau a o reduce la limitele sectare ale unui crez înseamnă nu doar a o minimaliza și deprecia, ci ar avea drept rezultat inevitabil, cum s-a întâmplat întotdeauna între sectele beligerante ale religiilor, și instigarea unui frate împotriva altui frate și a unei loși împotriva alteia, și ar duce în final la disoluție, spune pe coperta a patru a cărții Simbolismul Fragmasoneriei. Invitații noștri din această seară după amiază, mai aveți? Mai au ceva de atât, vă rog? O să-mi permit să dau un citat din memorie din carte, care pentru mine a fost extrem de important. Autorul spune așa: Dumnezeu nu a spus, un lucru nu este adevărat pentru că l-a spus Dumnezeu, ci Dumnezeu a spus acel lucru pentru că este adevărat. Foarte frumos! Îi mulțumim domnului Ovidiu Voina, domnului Vasile Zecheru, domnului Valentin Urzicianu, care au fost alături de noi la cel de-al doilea eveniment astăzi, la standul editurii Feral, Masoneria mistică și marile misterii ale antichității, parafrazând de fapt și subtitlul cărții pe care noi am prezentat-o astăzi, Simbolismul fragmasoneriei de Girac Bach. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm la următorul eveniment, tot aici la standul editurii Herald, începând cu ora 9.